Marian, mulțumim. Fostul ministru al justiției, Monica Macovei, este acum față în față cu motociclistul pe care l-a spulberat cu mașina, iar apoi l-a acuzat că a produs accidentul. Se întâmplă la judecătoria Mangalia, unde este termen în procesul accidentului rutier pe care l-a provocat ministra Rezis. Primim detalii de la colega noastră, Antonia Ispas, în direct acum cu noi. Antonia, bună dimineața, te ascultăm. Bun găsit tuturor! Atât Monica Macovei, fost ministru al justiției, cât și victima sa, motociclistul, se află în acest moment în sala de judecată. Am văzut-o pe Monica Macovei venind furișându-se mai mult, fără să facă niciun fel de declarație pentru a intra aici în sediul instanței. Cert este că acesta este termenul unde cei doi urmează să fie audiați. L-am văzut pe motociclist venind în cârjă, deplasându-se cu greu ca să fie audiată. A spus că doar acum mai poate face acest lucru, pentru că urmează noi intervenții chirurgicale și cel mai probabil iar nu se va putea deplasa o perioadă lungă, în timp ce Monica Macovei, așa cum vă spuneam, a venit pe furiș fără să spună absolut nimic. Monica Macovei este judecată pentru vătămare corporală din culpă după un accident pe care l-a provocat în octombrie 2022, chiar aici la ieșire din Mangalia. A pătruns pe contrasens, l-a lovit pe motociclist, în urma impactului motocicleta a luat foc, iar bărbatul a fost grav rănit. Alături de motociclist care s-a constituit parte civilă în acest dosar, Monica Macovei este dată judecată și de 3 spitale la care motociclistul a primit îngrijiri medicale, un spital din Constanța și 2 spitale din București. Iată, aceste spitale s-au constituit parte civilă în acest dosar.